Tânără a avut parte de șocul vieții ei după ce a adormit o jumătate de oră la soare pe plajă în Bulgaria, ceea ce trebuia să fie o vacanță perfectă, s-a transformat într-un coșmar pentru femeia în vârstă de 25 de ani. Ea s-a pozat după incident și a tras un semnal de alarmă pentru ca nimeni să nu mai treacă prin ceea ce i s-a întâmplat ei. Conform știri fresh 24ro Sirin Murad, în vârstă de 25 de ani, a fost la un pas să ajungă de urgență la spital, după ce, în timp ce se afla în vacanță, a dormit la soare preț de jumătate de oră. Fata, care este cosmeticiană, s-a trezit cu fața desfigurată. Deși cunoaște regulile de protecție a tenului la plajă, tânăra nu a folosit factor de protecție și a dormit sub soarele puternic. S-a trezit, fața ei era arsă. La început nu am simțit mare lucru, doar puțină durere când am pus presiune pe frunte foarte mult a doua zi, dar m-am simțit ușurată când au început să se decojească. Nu m-a mai durut și m-am simțit mult mai bine, a povestit Sirin Murad. Fata care a ales să-și petreacă vacanța în Bulgaria la mare a povestit tuturor ce i s-a întâmplat prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare pentru a trage un semnal de alarmă. Deși chipul ei arată complet afectat, tânăra de 25 de ani a ales să nu meargă la medic și să lase pielea să se vindece de la sine, cu toate că era expusă direct riscului de a face cu siguranță următoarea dată când va merge la plajă, Sirin va folosi un produs cu factor de protecție atât pentru ten, cât și pentru corp. Din nefericire, în ultimii ani frecvența cancerului de piele a crescut sub toate formele, în special la persoanele tinere. Relatează știri fresh24.ro.